Bună dimineața din munții Sinaia. O nouă zi și noi azi ne ducem la București. Vrem să ne ducem la termale. Foarte frumos afară, liniște. Un aer curat, curat. Prea mult oxigen pentru noi. Și presiune aici, și așa, ieri ne durea și capul pe noi. Cu toate că am dormit foarte bine. Suntem la înălțime. Bună dimineața, ce? Alex s-a trezit. Ariana încă nu. Ca de obicei la noi, Ariana e somnoroasă. Și mamica s-a trezit. Mamica, bună dimineața. Bună dimineața. Ești gata? Aproape. Ce să fac părere? Părul leacă. Mm. Ariana doarme? Trezește. Doarme, da. Ei ca Sara, ele amândouă de perechi. Da. De ultimele. Trebuie să trezească și Ariana, să ne ducem să luăm micul dejun și să pornim la drum. Avem 2 ore de mers până la București. Timpul bun. Ariana, iubire. Hai trezirea. Hai să luăm micul dejun. Sara ne așteaptă. Nichi așteaptă. Alex e foarte bravo la trezire. Nu mai spui trezești și se trezești. Da, mamica? Ce? Alex. Ah, de Alex nu avem. Și la școală, adică numai Alex trezirea și trezești. La școală deja el singur se trezește. Nu mai e nevoie să-l trezesc eu. Uh-huh. Ne ducem la București și unde? La mall, da? Azi e program? Da. Și mâine la București noi să ne oprim pe 2 nopți. Mâine ne ducem la termale? Da, mâine la termale și la mall. Azi la câteva magazini de astea mărunți, la Ikea am vrut cu Ina, strajmă fugă și cu Betty. Și poi mâine ne ducem, da, și cu Betty. La mall dimineață și pe urmă la termale. Da, poi mâine ne ducem la Wednesday, da? Da, unde s-a filmat, acolo nu numai Wednesday. Da, aici au fost la Castelul Catacuzino, s-au filmat câteva secvențe pe afară, dar acolo mai mult s-au filmat. Și o să avem și excursie acolo, să interesant. Da. Și deja apoi mâine ne pornim acasă. După toate astea, după excursie. Room service. Salut. Bună dimineața, ești gata? Da, e ca nema, eu gata. Cum ai dormit? A? Cum ai dormit? Foarte bine, dar încă nu-i somn. Încă ți-i somn? Da. Cât mai mult stăm, cât mai tare nu trage la somn. Că-ți dormi mașină. A, să dormi în mașină pe drum. Ariana, hai că și n-am Jenia s-o trezit. Dar tu dormi. Da. Bună dimineața. Bună, bună. Sunteți gata? Noi gata, că am strâns valizele și ne mâncăm. Hai, să mâncăm. Ne ducem să mâncăm și pe urmă vinem iarăși, facem încă un cec. Da, că am găsit jumătate de ou. Jumătate. Sunteți gata? Da. Hai să mâncăm. Azi am văzut că mai mulți sunt acolo. Da? Ala. Ei, nu, 2-3 mese, adică ieri nu era niciuna, doar o masă, dar azi sunt vreo 3. Ajungem și la București. Da. Suntem în margine. Ne ducem până la Ikea acum, la Jump și Ikea. Și pe urmă ne cazăm la hotel. După care vedem. Bine la munte, fără ambuteiaje multe, tot aproape. Ura, Jumbo! Ce stai? El îi s-a umplat picior. Wow, dar tare! Nu știam dacă ceva poate să ducă el în urgență. Ce ai pățit, Sergiule? Își vă arătăm piciorul lui Sergiu. S-a umplat. Din greșeală o călcat pe o parte. Când ieșeam din hotel. Și acolo era o treaptă cu ieșii stricate, da, și o să arăt pe piciorul stâng cum am încălcat. Încălcat, dar tare așa. Tare, încât dacă vedeți, asta e murdăria de la de jos. De la scară. Cât de tare s-a dus piciorul. Și mă doare un pic, s-a umflat un pic.
Și am hotărât să mergem mai bine la urgență. N-am văzut niciodată urgența și spitalul București, ca să mergem să vedem. În România, în general, nu în România, fost. Da, în general n-am văzut niciodată la spital, la urgență. O să mergem și o să vă spunem serviciile cum a fost. Da, merg, dar mă doare. Totuși mai stăm încă două zile și nu vrem să riscăm noaptea. Mă doare mai tare. Da, da. Și plus nu am dureri la noapte și noapte ce să facem? Să nu fie ceva mai serios. Pastile de dureri, da. Eu cred că plesnie. Nu e rupt, că nu avea să pot merge dacă era rupt. Dar s-a auzit așa dublu. Când am călcat așa. Piciorul stâng a fost trup la tine. Nu ți-mi minte. Piciorul stâng că mergeai doar la mașină. Când erai cu piciorul în ghips, ți-ai minte? Da. Da, cu stângul ai fost rupt. Trebuie văzut pozele repede, filmările. Am ajuns și la hotel. 306 aici. Am copii? Suite? Da, suite. Așa? Eu am luat unul verde. Verde, da. Aici trebuie să fie baia, așa, o canapea aici. Doi. Și un dormitor doi aici. Și oglindă, da? Vedem la 306. A, dar aici e o baie. Mai este aici. Cu duș. Dar aici e îmi pare că încă un dormitor aici. Nu? Asta e, se conectează cu altă cameră, știi? Da. Când se iau alăturea. Deschide aici să vedem. Acolo. 302. Da, da. Și împingi ușa. Aici sunt două paturi. A, nu. Un pat și... Aici noi și parcie înzuită în Ina. E Ina cu fetele. Și noi aici. Dar la voi e mai super. La voi e mai mare. Mare, la voi, salon, acolo stăm. Dar pe dreptul la noi, nu, da, da, dar trebuie să stăm la noi, amoi, noi stăm la voi. Da, gata, voi să să vedem și baia. Așa, un duș, lavoar, săpunuri, da, simplu și curățel, asta e important. Da. Deci sunt jefii de ei. Da, aici se conectează cu altă cameră când iei două alături, știi? Connection. Bine? Da? Voi stați aici. Și voi tot duș aveți, da. Șlapi și lavoa. Frumos. Aici unde... Oh, și Lidl aici. Stau aici de zi. Aproape o oră. Am făcut radiografie. Și aștept centrul la medic înapoi să-mi spună dacă e fracturat, ce mi recomandează. Aștept acolo în coridor. Așa arată spitalul de stat aici. Mai pe scurt. Mi-au pus gips. Mi-a dat și pijama de unică folosință. S-a dus Cristina să-mi cumpere de astea costele. Dacă așa, am călcat pe o parte și acum 5-6 săptămâni în gips trebuie să stau. La urgența asta am fost. Unitatea de primiri urgențe. A făcut gratis tot. Iată cam așa situația la noi. Da. Sergiu ne-a făcut-o. Am arătat. A, tu ai filmat, da? Hai să vedem și fac copii. Am lăsat vreo două ori cu Ina. Ina are 5 copii, nu 3. Cu vedem reacția lor. Da, da. Hai să vedem. Hai să vedem reacția lor. La toți. Noi. Hai, Ina, hai! Hai, deschide! Hai, din când ne-am dus. Poftim, vedeți? Bună ziua! El a dăjită! Poftăciuna, doamne! Nenea, Sergiu ne-a făcut surpriză! Tic! Ați văzut? Văși urgența! Da, 6 săptămâni! 6 săptămâni! El a ieșit! Eu cam deodată așa m-am gândit. Așa? Sincer. Dizițelul lui tata?
Ce? Nu, e rupt, e ca aici. E ca aici e rupt. O bucățică. Deci s-a pus și aici, dar aici, doar. Păi că să nu se miște piciorul. Trebuie să stai într-o poziție ca să se prindă osul. Deja după 6 săptămâni te ascundești, da? 5-6 săptămâni, da. Vezi, de asta trebuie să fim atenți pe scări, unde călcăm, să ne uităm pe unde mergem. Dar, Iana, vezi, tata, o cascat guriță și... Cic! Nu era, ne facem plăcut. Mult nu trebuie să se întâmple ceva azi rău. Azi ai uitat înainte, n-ai văzut. Da, aici când ați dezlegi deja gipsul, păi acolo ați fi înăuntru rană, nu deasupra, da? Nu, e înăuntru, Țiune. E înăuntru, osul dinăuntru, puțin s-o crăpat. Так, де мой сын? Беди, а ичей латини? Я так снимаю, что мама с Лаура кудульчурли. Персонажки, да. Мы как матризм, да? А так и Лаура, а так и aici copiii o să-i mănânce toți și aici fietele tăt cu filmările în mână. Facem niște poze, uitați frumos. Avem un kilometru de mers până la hotel, gata. Ne-am petrecut foarte bine, puțin, dar e ok. Ce ați pățit? Ariana aici cu Sara duc cadourile. Și mergem să vedem ce face tăticul. Bună ziua! Ursuleț! Și mai cum își face? Cadou, ursuleț! Wow, super! Tot molul noi le schimbăm. Tot molul se uită la noi. La tăță la noi. La om bolnav. Salutare! Să ne ducem să ne ducem să ne ducem portocalii și să venim. Da, poate! Am așa știi în vizită, nu? Da. Să faci mai challenge acuși. Da, cum mai facem challenge? Challenge? A, ce să facă la tăticu. Da.